Eu am făcut într-adevăr un istoric al încetărilor de plăți care a ajuns de-a lungul vremii statul elen modern, sunt 5 la număr, excluzând dificultățile prezente, și am exprimat, am făcut o analiză a cauzelor care au condus la situația Greciei din prezent. Pentru că se încearcă o deplasare a responsabilității către Uniunea Europeană, motivându-se jocul care s-a făcut la un moment dat pe dobânzile obligațiilor grecești. E o discuție asta, e adevărat. Dar principala cauză este risipa banului public în Grecia. Principala cauză este corupția în companiile de stat din Grecia, corupția politică, evaziunea fiscală generalizată. Acestea sunt cauze indicate chiar de către politicieni, oameni de opinie, jurnaliști din Grecia. Eu citez acum. Ori, am făcut o paralelă cu România pentru că noi am putea, dacă avem o politică inteligentă și o viziune economică de creștere, de investiții, să speculăm acest context nefericit în care se află regiunea noastră, cu Grecia în probleme economice, Ucraina nu mai discutăm, și să oferim oportunități de investiții, să atragem fluxuri financiare în România, să păstrăm echilibrul financiar bugetar. Singura garanție pe care poți să atragi investiții și încrederea investitorilor, să poți să-ți crești capitalul autohton de care vorbea și domnul Ludovic Orban în studio, și să devii un model, să devii un contra-exemplu la eșecul Greciei. Orice face în acest moment guvern, de toate semnalele, să merge în direcția opusă. Oprind investițiile și crescând cheltuielile. Fiind într-un total eșec cu privire la absorbția de fonduri europene, nu mai reiau tot ce am spus. Am spus că ratăm un moment, după părerea mea, și este un moment care nu ține doar de Grecia. E un joc mai larg care se întâmplă la ora asta în lume. Uitați-vă la știrea de ieri cu privire la formarea unui fel de instituție financiară de către țările BRICS. În medii financiare internaționale se vorbește de intențiile Chinei de a propulsa yuanul ca monedă de rezervă în tranzacții internaționale. Flancul sudic este practic sprijinit în poziția Greciei. Sunt tot felul de piese care se așează pe o tablă pentru mult timp de acum înainte. Ceea ce este esențial este ca fiecare stat din Uniunea Europeană să gestioneze problemele economice pentru a nu exporta din aceste probleme în Uniune sau în regiunea în care se află. Noi avem iar în față o intersecție. Continuăm pe linia echilibrelor financiar-bugetare, pe linia investițiilor, pe linia disciplinei financiar-bugetare, pe linia încrederii într-o economie de creștere, un guvern cu viziune economică și credibilitate, sau ne afundăm într-o mocirlă a dezbaterilor despre corupția la nivelul guvernului, fuga din țara premierului, oprirea investițiilor, blamarea justiției pentru că nu știu ce funcționar nu mai semnează proiecte în ministere, adică coborâm, spontane coboară în momentul ăsta. Corect. E un moment important, el depășește. Fundamentul important este ca persoană, ceea ce se întâmplă în jurul lui și efectele pe care le generează cu impact pe România pe termen mediu și lung, astea sunt importante. De aceea am cerut demisia. Noi nu cerem demisia că nu ne place barba lui. O să-și pună două bărbi dacă vrea. Problema e că ne-a servit destule bărbi până acum, ne-a pus la bărbi. Exact. Că faptul că are barbă acum îl face de să corespundă cu realitatea aia, bărbile lui. România are nevoie de un guvern care să demonstreze profesionalism, integritate și o viziune economică. Trageți linia după 3 ani și mai bine. Care e viziunea acestui guvern? 2 ani și jumătate a pus 30 de taxe în plus în economie. Apoi a văzut că dă bine la televizor și au sărit cu relaxarea fiscală. Fără să facă însă reformele necesare. Noi avem o poziție foarte coerentă și în programul de vânare al PNL și în pozițiile liderilor noastre. Noi susținem relaxarea fiscală pe reforme, reforma companiilor de stat, dezvoltarea IMM-urilor, creșterea fondurilor europene,
lansarea marilor proiecte de infrastructură, combaterea evaziunii pe acest temei și pe păstrarea echilibrului financiar bugetar, îți permiți relaxare fiscală. Dar tu nu poți să faci relaxare fiscală păstrându-l pe domnul Ciurel la Oltenia, de exemplu. Corect. Și fără să intri în companiile de stat care acumulează pierde. De aceea a plecat misiunea comisiei dezamăgită și cu nemulțumit din cooperarea cu guvernul Ponta. Nu din cauza relaxării fiscale, ci pentru că această relaxare fiscală n-a fost susținută de reforme. Ori fiecare zi care întârzie aceste reforme înseamnă o șansă tăiată pentru România. Noi ar trebui acum cu primul ministru în frunte, cu miniștri de linie pe linia economică, să mergem în lume, să atragem investiții, să reprezentăm situația țării, să spunem lumea. La noi nu-i ca în Grecia. Poporul a înțeles, a acceptat reforme. Continuăm aceste reforme. Facem autostrăzi. Suntem primitori cu investiții străine. Simplificăm legislația. Nu furăm la guvern. Facem licitații transparente. Veniți și investiți în România. Asta trebuie să fac acum un premier. Nu să-și lasă barbă. Vă mulțumesc frumos, domnule prim-ministru Cătălin Predoiu. A fost candidatul pentru poziția de prim-ministru, propunerea PNL pentru premier al României, domnul Cătălin Predoiu. Foarte corect ce spune domnul Predoiu. Până la urmă, asta e, pentru că România e un punct de stabilitate. Dacă nu exploatăm acum, domnule Ludovic Orban, când o exploatăm? Dar ne scriu telespectatorii care sunt dedicați de porțiunea asta. Avem o fereastră de oportunitate de 5-7 ani de zile. Deci avem o fereastră de oportunitate de 5-7 ani de zile. Dacă noi exploatăm, pe care nu putem să o fructificăm cu oameni de stat ca și Victor Ponta. Păi, dar de ce credeți? Eu am totuși... Tu ne simți și mie, de ce și-a lăsat domnule Barbă? Nu mă interesează. Chiar e problema lui personală ce face cu barba și cu bărbile lui. Pe mine mă interesează că a fugit din țară timp de 26 de zile pentru o operație la genunchi. Candidatul mândru că este român s-a dus să se opereze într-o clinică din Turcia. A lăsat totul baltă. Guvern, țară, parlament și așa partid. Mai departe. Partid. Partidul îmi pasă mai puțin de el. Dar a spune că vă bucură. Nu pot să știți că într-o democrație e bine să fie un echilibru între forțele politice. Întotdeauna când se dezechilibrează balanța într-o parte, cum a fost cu USL-ul, când aveam 70 ceva la 100 în Parlament. N-a fost bine. N-a fost bine, da? Pentru că n-ai opoziție. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru între forțele politice. Faptul că ia niște decizii care sunt... Ăștia sunt disperați, nu înțelegeți? Noi am susținut codul fiscal, ba chiar am susținut amendamentul cu 19% TVA față de 20% cât au propus ei, renunțarea la supraacciză, la combustibil și așa mai, toate aberațiile pe care le-a făcut Ponta anterior. Pe de altă parte, nici nu poți să stai și să te uiți pasiv, să vezi cum tot mai inventează câte un act normativ. Au dat la o ședință de guvern 8 ordonanțe de urgență și o hotărâre de guvern care toate au dat ceva. Fără să aibă neapărat un temei foarte serios și foarte... Nu poți să-ți bagi joc în halul ăsta. S-au lăudat cu excedentul din primul trimestru. Dacă te uiți, în schimb, pe al doilea semestru, vezi că situația nu mai e chiar așa. Când am spus că șmecherii, de fapt, sunt niște mutări de rambursări de TVA și alte șmecherii pe care le-au făcut, că nu sunt investiții, că au blocat investițiile, nu e chiar așa. Inclusiv la încasări nu stau bine. Sunt încasări sub nivelul prognozat și este normal că dacă s-ar duce în economia reală, în economia reală, firmele gâfâie. Este o perioadă de neîncredere, o perioadă de blocaj, o perioadă în care practic nu poți să te bazezi numai pe Dumnezeu că ne dă un an agricol bun și pe faptul că mai vin niște investiții sau că funcționează marile companii din România. Uite ce ne scriu oamenii. Eu plec, bună seara, eu plec sâmbătă la Viena și mă voi duce pe la Vârșan, pentru că Vama de Dlac va fi blocată de Ponta. Oare nu mai e mai mare deranjul să blochezi cel mai important punct de trecere a frontierei decât să blochezi un etaj de spital în România? Apropo de operația dânsului... De minciuna pe care a spus-o de soția ambasadorului. Asta s-a blocat un etaj. Deci o gafă monumentală să te legi de reprezentantul unui stat și... spunând o minciună gogonată pe care n-a recunoscut-o nici măcar ministrul Bănicioiu, în care se vede că a înflorit-o Victor Ponta. Este aproape, cum să spun,
la limita conflictului diplomatic atitudinal. Deci face atâtea prostii Victor Ponta în ultima vreme. Plus, vă mai spun, eu nu pot să înțeleg. Nu cred că există în istoria democrației, să zic după al doilea război mondial, situație cum e în România, principalul partid de guvernământ în trei situații de bătălie parlamentară să fugă din sală. Moțiunea de cenzură în care nu i-au lăsat să voteze, strategia de apărare în care au ales boicotul să nu vină în sală și ultima numire a lui Mihai Răzvan Ungureanu în care iar au fugit din sală. Cum ești principalul partid de guvernământ? Că nu au încredere, cum în să nu vin? N-au încredere în proprii parlamentari, n-au încredere în capacitatea lor de a câștiga. Păi se duc acasă, domnule. Nu există nicăieri un lasă. Lașitatea, frica endemică, neîncrederea lui Ponta în oameni s-a transferat către PSD, care a început să acționeze exact în baza acestor defecte monumentale pe care le are Ponta. Of, of, of. Deci până la urmă pleacă sau nu, domnul Orban? Nu se m-a faldat, dar eu vă spun că este obligat să plece. Și dacă nu va pleca, noi suntem cu toate armele pregătite să luptăm până îl trimitem acasă. Dar încă o dată spun, nu pentru că am avea ceva personal cu Ponta, nu pentru că vrem noi neapărat să punem mâna pe putere ca să ne înstăpânim iară peste România, ci pentru că nu mai este tolerabil pentru situația României ca să rămână la putere Victor Ponta în situația în care se găsește, cu sistemul de forțe care îl sprijină și cu toate nenorocirile pe care le face pentru România.